Salutare dragilor, eu sunt Florentin Gheorghe și sunt profesor de limba și literatura română. În acest vlog, discutăm despre genul dramatic și despre comedie, o specie importantă a acestui gen literar. Haideți să începem. Genul dramatic. Genul dramatic cuprinde operele literare destinate reprezentării pe scenă. Trăsăturile genului dramatic. 1. Autorul își exprimă ideile și sentimentele în mod indirect prin intermediul acțiunii și al personajelor. 2. Textul este structurat în acte, scene și tablouri. 3. Modul de expunere predominant este dialogul. Personajele comunică între ele, da, prin replici. 4. Acțiunea este limitată în timp și spațiu și este declanșată de către conflictul dramatic. 5. Are o așezare în pagină specifică la începutul operei se găsește lista cu personajele, iar înaintea fiecarei replici este specificat numele celui care o rostește. 6. Indicațiile scenice sau didascaliile, cum mai sunt cunoscute, sunt notațiile autorului cu rol de a oferi informații actorilor și regizorului și sunt notate între paranteze. Acestea fac precizări despre decor, despre relațiile dintre personaje, despre starea lor interioară. Speciile cele mai cunoscute ale genului dramatic sunt comedia, drama și tragedia. Comedia. Comedia este o specie a genului dramatic în proză sau în versuri care provoacă râsul prin intermediul unor acțiuni sau personaje hazli și cu deznodământ vesel. Trăsăturile comediei. 1. Personajele sunt ridiculizate și se confruntă cu probleme doar aparent importante. 2. Prezența comicului, ce rezultă din limbaj, din anumite situații, din contrastul dintre aparență și esență, din caracterul personajelor, etc. 3. Modurile de expunere predominante sunt dialogul și monologul dramatic. 4. Intenția autorului este de a critica anumite defecte umane cu scopul de a le îndrepta. Un exemplu de comedie este O scrisoare pierdută scrisă de Ion Luca Caragiale. Există mai multe tipuri de comedii. Astfel, 1. Comedii de situație. Acțiunea cuprinde încurcături, confuzii, răsturnări de situație. 2. Comedii de moravuri. Prezintă defecte umane. 3. Comedii de caracter. Prezintă personaje care stârnesc râsul prin contrastul dintre aparență, adică ceea ce vor să pară, și esență, ceea ce sunt de fapt. O caracteristică specifică comediei este comicul. Comicul este o categorie estetică ce rezultă din anumite situații, din caracterul personajelor, din felul acestora de a vorbi, din contrastul dintre aparență și esență sau din numele personajelor. Există mai multe tipuri de comic. 1. Comicul de limbaj rezultă din felul de a vorbi al personajelor, adică greșeli de vocabular și de logică, deformarea unor neologisme, incoerența discursului, etc. Limbajul este și un mod indirect de caracterizare a personajelor. 2. Comicul de nume. Acesta rezultă din numele personajelor alese special pentru a sugera anumite trăsături ale acestora. 3. Comicul de caracter. Rezultă din caracterul personajelor, acestea putând fi încadrate în diferite tipologii: tipul lingușitorului, al slugarnicului, tipul demagogului, al parvenitului etc. 4. Comicul de situație rezultă din anumite situații. 5. Comicul de intenție exprimă intenția critică a autorului. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Chiar dacă nu se mai găsește în programa Evaluării Naționale de anul acesta, nu puteam să trec peste acest gen important fără să îi dedic un vlog. Dacă v-a plăcut acest vlog și dacă îl considerați util, nu ezitați să-i dați un share, Zi frumoasă să aveți! Cu prețuire al vostru profesor Florentin.